Ministerul Muncii a anunțat reintroducerea salariului minim brut garantat în plată diferențiată în funcție de nivelul de studii sau de vechimea în muncă. Valoarea acestuia este de 2350 de lei, adică cu 13% mai mult față de cel câștigat de persoanele fără studii superioare sau cu vechime mai mică de 15 ani. Premierul Viorica Dăncilă și ministrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au întâlnit ieri la Palatul Victoria cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor. Obiectul întâlnirii a fost prezentarea proiectului de hotărâre de guvern privind creșterea salariului minim brut garantat în plată pe economie. Acesta ar urma să fie de 2080 de lei pe lună, cu 100 de lei net mai mult față de valoarea actuală. În urma discuțiilor purtate cu sindicatele și patronatele, părțile au ajuns la concluzia unanimă că majorarea salariului minim este necesară, singura divergență fiind asupra datei de la care se va aplica măsura. Sindicatele au solicitat 1 noiembrie 2018, patronatele 1 ianuarie 2019. Guvernul va lua o decizie în cel mai scurt timp posibil care va fi comunicată public, astfel încât ordonatorii de credite și companiile din România să pregătească punerea în aplicare a măsurii.